Să fiți binecuvântați! Încă o dată, repet, de joi, salutări de la Biserica Elim din Chicago, de la frații și surorile de acolo. Aș vrea să exprim din nou mulțumiri și apreciere pentru organizator pentru această temă, care în comunitatea română pare îndrăzneață. Însă, doar pentru că nu ne-am izbit de ea în mod colectiv, nu înseamnă că nu sunt persoane în spațiu profesional, educațional, personal, să nu se fi izbit de asemenea lucruri. Frați păstori, domnul să vă binecuvinteze, apreciez prezentările care au fost făcute și care demonstrează foarte clar din punct de vedere biblic că LGBTQ, etc. Agenda este o nebunie. Așa spune Biblia, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Este un deranjament și o disfuncționalitate mentală. Și este un pericol societal existențial, maxim. Dacă această agendă ajunge să prindă contur, specia umană este anulată în univers. Perpetuarea umană a ajuns la capăt. În câteva generații încetăm să mai existăm. Și suntem cu spatele la perete. Pentru că am încercat să manevrăm lucrurile de câteva decade și să credem că dacă le dăm câte un deget, se vor potoli. Este o chestiune culturală pe care o înțelegem din familiile noastre, nici și din bisericile noastre, niciodată compromisurile nu duc la pace. Ai dărâmat un gard de dragul păcii și a iubirii, este luat cu asalt următorul gard. Pentru că diavolul urăște garduri de tip divin. Limite de tip divin. Care este războiul nostru în biserici? Care este războiul nostru în familie? Dărâmarea acestor garduri și limite. Și Diavolul folosește pe cei mai vulnerabili dintre noi. Să mă iertați, folosește pe cei mai vulnerabili emoțional, îi folosește pe cei mai vulnerabili intelectual ca să dărâme aceste garduri. Pentru că nu e așa, până când ajunge pe strada ta și până când intră în familia ta, lucrurile acestea nu există și nu te deranjează. În urmă cu 20 de ani ne-am mutat în casa unde locuim până în ziua de astăzi. Casa de vis a -vis era ocupată de o familie proaspăt formată. El a fost prom king, așa le zice, la high school și a fost prom queen, în același an, s-au îndrăgostit din high school, amândoi frumoși, celebri, el juca ceva fotbal american, ea era de-aia sărea. Așa? Am văzut când au venit și au adus cu coroane pe cap, cu, mă rog, care alegorice... S-au căsătorit. Ceva timp mai târziu au avut o fetiță. Și puțin după aia au mai avut o fetiță. Eu am învățat de la tata să nu mă uit în curte altora. Și când am ajuns odată în dreptul casei, din întâmplare m-am uitat că. Juca cineva basket la coșul aturnat deasupra garajului. Și am văzut un băiețel. Singurel, care arunca la coș. Intrat în casă. Că știam că au două fetițe. M-au la nevastă mea. spus, cine e băiatul ăla care se joacă acolo? Zicea, nu știi, nu. Zice, băiatul ăla este fetița lor mai mare. Niciodată până atunci n-am ajuns atât de aproape de așa ceva. Am chemat fetele mele și le-am întrebat, voi știți de chestia aia? Și era... Da. La noi la școală sunt și au început să fie. Atunci mi-am dat pentru prima dată seama că copiii mei sunt mai expuși la acest subiect decât eu însumi. Și m-am pus cu burta pe carte. Am apreciat extraordinar de mult prezentarea fratelui Gheria seară și de la început trebuie să recunoaștem că nu știm tot încă aflăm, pentru că aici este o conspirație, fratele vorbea de conspirații, agenda LGBTQ este una dintre cele mai mari conspirații din istoria umanității. Și ne-au luat prin surprindere. Lucrează de zeci de ani la ieșirea din dulap și la intrarea în Casa Albă. Ei nu s-au mulțumit doar să iasă din dulap. Au spart gard după gard, până zid după zid, până când au ajuns să ne guverneze. Și în această dimineață aș vrea să abordez acest subiect din punctul de vedere al educației copiilor noștri, protejării copiilor noștri, ce face Biserica. Există acest pendul între har, iubire și intransigență morală, despre care am amintit ceva seară și am observat în prezentarea fratelui Gheri această agonie. Eu, eu aș numi o agonie. E o agonie cu care mă confrunt și nu ne confruntăm doar în problema asta. Ne confruntăm în situații care oamenii vin cu pretenții impertinente până unde să le oferi dragoste și recuperare și de unde până unde să le spui îmi faci mai mari greutăți încercând să te recuperezi decât să te declari irecuperabil. Aceste două dureri teribile, confruntarea a două dureri, durerea de a simți cu tine, de a te ajuta dar în același timp durerea de a proteja turma de influențe fatale. Și v-am spus, mă uit un pic în partea surorilor, surorilor aveți grijă cu emoțiile. Și stimați părinți, aveți grijă cu emoțiile cu copiii. Pentru că pe al altuia l-ați spânzura. Până e vorba de al vostru. Aduceți-vă aminte când a venit prima fătuță îmbrăcată indecent să cânte în față. Ați înnebunit toți, în afară de părinții ei. Și ați înnebunit până când fata voastră a venit în față, îmbrăcată indecent. Sau cu un lănțișor, sau cu niște cercei, sau cu niște așa. Frate, suntem biserică pentecostală, nu? Când al tău iese în față, E ok. Așa se strică rânduielile în familie, așa se strică rânduielile în biserici. Și așa se strică rânduielile în societate. Vorbim despre oameni care în urmă cu 100 de ani, pentru un asemenea comportament, ajungeau în pușcărie. Și în anumite societăți, civilizații astăzi, ajung în fața plutonului de execuție. Vorbim despre o categorie de oameni, din cauza cărora Dumnezeu a transformat un teritoriu larg într-un loc pustiu și fără viață. Dumnezeu a dat bomba nucleară peste ei înainte să existe bombe nucleare. De ce? Pentru că societatea a înțeles din totdeauna și oamenii, chiar în societatea comunistă, dacă vă aduceți aminte, oamenii au înțeles, măi, asta e o problemă existențială. Nu, nu e vorba de a persecuta pe cineva. E vorba de a proteja societatea întreagă de acest demonism. Și acum, vreau să abordez problema din punctul de vedere al moralității și al conștiinței. Pentru că la un moment dat trebuie să ne întrebăm ce fel de oameni sunt ăștia. Cum ajung ei să gândească așa? Am văzut oameni care au omorât, care au ucis în serie. Te uiți la ei, au două urechi, nas, ochi, arată normali. Unii chiar au baby face, au față de inocentă. Și ăsta a omorât 50 de oameni, 100 de oameni. Țineți minte, conștiința este o problemă foarte subiectivă. Conștiința nu poate fi dominantă decât atunci când este bine, bine conturată, funcție de niște factori. Și este foarte important cui dai prioritate în formarea conștiinței tale. Există conștiința naturală, factorul natural cu care te naști. Din naștere există niște limite așezate în ființa ta, lucruri care ți se par bune și lucruri care ți se par rele. Dacă izolezi un om și nu-l lași să aibă niciun contact cu nimeni, va avea noțiunea de bine și de rău. Va înțelege la un moment dat că sunt anumite lucruri bune și anumite lucruri rele. Apoi, factorul educațional depinde cine le ducă și cine îl învață niște lucruri. Pe urmă, este factorul emoțional. Conștiința noastră este de multe ori dictată de emoțiile noastre. Despre asta vorbeam mai devreme. Pentru că vă garantez că Hitler a fost un bebeluș la fel de simpatic ca bebelușii voștri. Niciun dinozaur nu e urât când este bebeluș. Toate animalele de pradă sunt drăgălașe atunci când sunt bebeluși. Când cresc mari, îți mănâncă capul. Or, am auzit despre oameni care s-au îndrăgostit de urși că i-au văzut numai la televizor. Și unul odată a crezut că se poate duce să ia în brațe, mulțumesc, să ia în brațe un urs. A crezut că e la fel de drăgălaș ca Yogi Bear. I-a rupt oasele. De fapt, numai oasele au rămas de el. Iată de ce, când judecăm aceste probleme, și aici vreau să fac o paranteză, dragostea creștină are emoții, dar nu este o emoție. Dacă tu te măriți sau te însori, sau dacă ești însurat sau măritat, ar trebui să știi lucrul ăsta. De ce? În baza emoțiilor te-ai uitat la el și ai spus, înger, îngerașul meu. Te-ai uitat la ea și ai spus, n-ai mai spus nimic. Că ți s-a tăiat respirație. În baza emoțiilor, peste câțiva ani, de la diminutive de animale mici, puișor, cățeluși, s-a ajuns la porc, vacă, măgar, așa mai departe. Expresii de emoții. expresia emoțiilor care te-au pendulat dintr-o extremă în alta. Dragostea adevărată este o decizie. Ea are emoții. Ea nu este o emoție. E o decizie. Citiți 1 Corinten 13. Ce face dragostea? Iartă. Acoperă. Astea nu sunt emoții. Astea sunt decizii. În momente critice în care persoana cealaltă nu merită emoțiile tale. Ei decizia să iubești. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dat pe singurul lui fiu. Vă dați seama agonia asta extraordinară? Să cântărești între a lăsa o lume întreagă să se prăpădească și a-l da pe propriul tău fiu? Uh, să fim foarte atenți cu dragostea, pentru că dacă lăsăm dragostea să fie guvernată de emoții și să fie doar emoții, americanii au o vorbă. Am căzut în dragoste și pe urmă am căzut afară din dragoste. Din cădere în cădere. Ne-am îndrăgostit și ne-am dezîndrăgostit. Bine, nu mai. Spunem că emoțiile. Se... Ce ne facem cu emoțiile în momentul în care ne-am îndrăgostit că e frumoasă sau că e puternic? Și după 50 de ani de căsătorie, e frumoasă în felul ei, e puternic în felul lui. Da? Mare grijă. Am vorbit de emoții. Experimental. Experimentele vieții ne formează și ne modelează conștiința. Cultural când auzi toată ziua, bună ziua, un anumit lucru, îți inundă gândirea și îți modelează conștiința. Și bineînțeles, factorul spiritual, de-aia venim la biserică, de-aia citim Biblia și ne rugăm, pentru ca să modelăm conștiințele noastre potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Fratele și-a intitulat mesajul la început cuvântul. Nu neg instinctul uman, nu neg educația, nu neg emoțiile, nu neg experiența de viață, nu neg cultura. Dar dacă factorul determinant al modelării conștiinței tale nu este de ordin spiritual, nu este relația ta cu Dumnezeu, vei avea o conștiință compromisă și în continuă compromitere și mișcare. Vedeți, ascultați, sunt două categorii de oameni în cartea Apocalipsei care se transformă funcție de conștiința lor. Ce fac cei întinați? Se întinează. Ce fac cei sfinți? Se sfințesc. Întrebarea mea, stimați frați din biserică și surori, dacă se întinează, am trasat traiectoria asta în jos, și dacă se sfințesc în sus, Înseamnă că distanța și diferențele dintre ei trebuie să fie din ce în ce mai mari. De ce se sfințesc? Pentru că conștiința lor devine din ce în ce mai sensibilă la lucrurile lui Dumnezeu și resping lucrurile lumii. Pocăitul adevărat întoarce spatele, se întoarce cu spatele din ce în ce mai mult spre lume și cu fața din ce în ce mai mult spre Dumnezeu. Conștiința lui devine din ce în ce mai sensibilă. Ce face omul când îl mustră conștiința? Se pocăiește. Ce face pocăința? Îl transformă, zice Biblia, să nu vă potriviți chipului veacului acestui, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să vă potriviți voiei lui Dumnezeu. Este un proces de sfințire care mă face din ce în ce mai puțin ca lumea și din ce în ce mai mult ca Dumnezeu. Ce se întâmplă cu cel întinat? Conștiința lui devine din ce în ce mai vulnerabilă la păcat, la lucrurile rele din lume. Și el alunecă și se îngroapă din ce în ce mai mult în rău, și în întinare. Ce generează aceste traiectorii diferite, una în sus, una în jos și diferențele acestea mari? Conștiința. Pentru că conștiința determină până la urma urmei cum trăim. Când vorbim de comunitatea LGBTQ, transgender, uh, am spus și frații au menționat, este un act spiritual de rebeliune, oamenii îl urăsc pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat atunci când Esau și-a luat o soție dintre neamuri, păgână. A pus gheață pe inima tatălui și a mamei. S-a uitat, a văzut că nu le-a plăcut și s-a dus și a mai luat una. Ca să le facă în ciudă, ca să demonstreze că între el și ei nu mai există nicio legătură. Nu subestimați factorul demonic în acțiunile acestor oameni, care îi bagă degetele în lui Dumnezeu și, pe urmă, își dublează obraznicia. Și îi fac în ciudă lui Dumnezeu din ce în ce mai mult, îl ofensează pe Dumnezeu din ce în ce mai mult datorită urii pe care o au împotriva lui. Este o rebeliune de ordin spiritual. Este un act biologic de rebeliune, frații au menționat amândoi lucrul ăsta, te, te răzbuni sau te răscoli împotriva proprii genetici. Și în al treilea rând, un act social de rebeliune. Pentru că au stat în dulapuri destul, au ieșit din dulapuri, ne-au împlut străzile de parade și de imagini nesăbuite și dezgustătoare. Care a fost planul comunității LGBTQ și unde suntem astăzi? vreau să vă spun că planul lor este la ultima verigă. Le-au completat cu succes pe toate celelalte. Mai întâi, au dorit să fie ignorați. Prima dată au vrut să fie ignorați. Ca să fie ignorați, au stat în dulap cu minții. S-au făcut că sunt oameni normali în societate. Și-au ascuns comportamentul și și-au ascuns punctele de vedere au stat sub radar. După o vreme, au cerut să fie tolerați. Știi că sunt din ăla, ști că sunt din aia, dar eu n-am nimic cu tine, tu n-ai nimic cu mine, fiecare merge în paralel pe banda lui. Tolerează-mă, lasă-mă în pace. A urmat un asalt susținut de sensibilizare a societății. Câți dintre voi ați auzit despre filmul Philadelphia? Este unul dintre cele mai dezgustătoare filme. Philadelphia, aici aproape. Așa. Um, unul dintre cei mai buni actori a fost ales să joace un rol de homosexual, unde era și el un om normal, cu sentimente, era și el un băiat de treabă, avea și el părinți, își iubea părinții, părinții îl iubeau pe el, s-a îmbolnăvit. Au ales cei mai urâți. Bătrând din Hollywood să joace rolul unor homofobi care l-au persecutat, au ales unul dintre cei mai celebri actori ca să joace rolul avocatului care l-a apărat pe acesta, și l-a sfârșit o moarte tragică datorită SIDA. domne cine a văzut filmul ăla? N-are cum să nu lăcrimeze, să-i sângereze inima. Prin cultură, prin distracții, prin expunerea repetată, societatea a fost sensibilizată, au fost arătate cazuri de AIDS, de SIDA. Cât de tragic mor acești oameni, ce tragedii și sunt tragedii, e adevărat. Dar prin sensibilizare nu a fost mobilizată societatea să-i ajute să se recupereze, să se schimbe, ci să fie îngăduiți. Ce s-a întâmplat după aia? Au presat normalizarea stilului lor de viață. Adică. E adevărat că e o minoritate, dar e un stil de viață. Au și ei felul lor de a fi. E cu treaba lor. Nu ne afectează pe noi. Nu afectează societatea. După normalizare au impus legalizare. Să se dea legi care să îi recunoască ca fiind entități legale ale acestei societăți. După legalizare, integrare. Uh, Bratăgherii vorbea despre ei, doi care au venit în biserică. Ei vor să se integreze în toate spațiile de existență, de activitate ale societății. Vor să se integreze. Protejare. Când au început să se integreze, nu toți au reacționat la fel. Unii au reacționat chiar violent. Pentru că s-au simțit amenințați. Și atunci au cerut ca legalizarea lor să includă protejarea lor. După care au ajuns la momentul celebrării. Dar atenție că aici este ascuns ceva foarte, foarte periculos. Celebrarea este o formă de închinare. Știți că se anunțau sărbători în cinstea? Domnului. Când anunț o sărbătoare în cinstea cuiva, e o formă de închinare. Și aici este un lucru foarte, foarte periculos, pentru că societatea americană și nu numai a îngenunchiat în fața acestei comunități minoritare, acceptându-i paradele. Am fost în Portland în urmă cu vreo doi ani, la o căsătorie în familie. Hotelul unde a avut loc masa și felicitările avea două locații: una în centru și una într-o suburbie. Cine mi-a dat adresa, a pus repede în Google și a luat prima adresă a acestui hotel și m-au trimis în downtown. Portland. Nu, încă nu era COVID-ul și m-am dus în downtown Portland am realizat că sunt în locul greșit, m-am suit în mașină cu nevastă mea și am plecat către cealaltă locație. Dar am traversat din nou downtown. Ne-am oprit pentru că ne-a oprit poliția. Și am stat 15 minute până a trecut parada. Oribil. Oribil. Absolut oribil. O adevărată paradă de celebrare acestui stil păcătos de viață, vecin cu închinarea, să vedeți oamenii cum claxonau, cum aplaudau, cum fluturau banere, cum se duceau să-i să suporte, să -i... politicieni în care alegorice, care îi aplaudă, care îi încurajează. Și acum ajungem la următoarea fază, la următoarele două faze ale agendei LGBTQ care ne atinge la os. Recrutare. Și aici trebuie să fim extraordinar de atenți. Pentru că pe un om de 30-40 de ani ai foarte mici șanse să-l recrutezi. Recrutarea trebuie să aibă loc foarte devreme. Și Dumnezeu știe lucrul ăsta. Știți că Dumnezeu și-a recrutat marii oamenii săi din pântecele mamei lor? Diavolul știe lucrul ăsta. În spatele mișcării LGBTQ este diavolul. Demonii știu lucrul ăsta. Ei nu mai vin la mine decât ca să mă amenințe și să-mi pună lacăt pe gură. La nepoții mei vin să-i recruteze încă de la prima fază școlară. V-ați întrebat vreodată, stimați părinți, și să mă iertați că vă acuz de comoditate, dar suntem comozi ca părinți. De ce copilul meu iese din casă la trei ani? Când eu trebuie să-i dau șapte ani de acasă. Mi scoate din casă la trei ani, la patru ani, la cinci ani și învață ei ce e bine și ce e rău. Țineți copiii acasă cât mai mult. Că Moise a stat acasă până când a fost pe picioarele lui și mămica a reușit să-l învețe câteva lucruri care i-au ținut de cal toată viața. E o indolență, e avariție, e lăcomia care te face să n-ai grijă de copiii tăi măcar șapte ani. Aveți mare grijă. Pentru că vii ea de la creșă, dacă s-ar putea. De când știe să spună mama și tata. Și învață că poate să aibă două mame și doi tați sau doi tați. Ea, sunt nervos. Și după recrutare, urmează închiziția. Cea mai periculoasă inchiziție din istoria omenirii este inchiziția LGBTQ. Îți pierzi serviciul la școală, cum auzeam ieri, doar pentru că spui adevărul. Nu contează dacă îl șoptești sau dacă îl strigi. Noi suntem cei mai incomozi pentru mișcarea LGBTQ și nu se mulțumesc să ne blocheze la locurile de muncă. Va veni vremea când, pentru ce a spus aseară, Brother Gary ar fi arestat. Intra aici poliția, îl leagă și îl duce la pușcărie. Dacă nu credeți, s-a întâmplat deja în Canada, s-a întâmplat deja în Suedia și o să se întâmple în America. Și știți ce veți face dumneavoastră pocăiții? Veți cita scripturile: Să fim înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Aveți grijă, stimați porumbei, să nu vă mănânce ulii și aveți grijă, stimați frași și surori, să nu ajungeți să deveniți șerpi, încercând să fiți înțelepți ca ei. Copiii sunt pepiniera. LGBTQ. Și au reușit să-i prindă, să-i aibă. Prin expunere repetată la acest stil de viață, în manualele lor, în curiculumul lor, prin izolarea de factorii de educare paralel, care sunt biserica și familia, și prin incitarea simțurilor. Și a lor vulnerabile de la cea mai fragedă vârstă. Măsuri preventive de protejare a copiilor. Retragere. Atunci când reclami autoritatea pe care o ai asupra lor, îți iei copiii și îi dai în școli creștine, private, faci homeschooling. De ce credeți că urăsc ei școlile private și homeschooling? Pentru că sunt forme paralele de autoritate. Rețineți această expresie, am menționat o deja, forme paralele de autoritate? Ei urăsc businessurile mici, unde owner-ul este împărat în țara lui și comandă 3, 5, 10, 20 de oameni. Ei sunt prea mulți ca să fie controlați. Urăsc familiile care fac homeschooling, pentru că decid asupra viitorului copiilor și decid ce învață și ce nu învață pe copii. La homeschooling nu o să învețe evoluție, o să învețe creații. Părinții creștini. Urăsc școlile creștine private pentru că învață cuvântul lui Dumnezeu de la cea mai fragedă vârstă. Astea sunt forme paralele de autoritate. Urăsc familiile, de-aia dezintegrează, distrug familiile. Și aici vreau să, vreau, vreau să spun un lucru. N-aveau nicio șansă LGBTQ să creeze atâtea fisuri și breșe în societate dacă mai întâi nu distrugeau familia tradițională. Când soțul și soția au ajuns să divorțeze, să se înșele, să se trateze tape gunoi unul pe celălalt, Dezintegrarea familiei tradiționale a creat breșe pentru mișcarea LGBTQ. Informare cu privire la activitățile școlare. O altă parte a indolenței parentale este că marea majoritate a părinților nu se interesează, nu sunt interesați nu întreabă și nu se informează ce învață copiii lor la școală. Nu se uită în manualele lor, nu se duc la ședințele de bord școlar, nu se implică absolut deloc. Se uită la ticeră, oh, ce simpatică e, vai ce simpatic e ticerul ăsta, își dă copilul pe mâna lui și nu știe ce face 8 ore și mai mult la școală. Suntem total dezinformați pentru că suntem dezinteresați. Implicarea sociopolitică la nivel local. Pentru mine este un lucru mare de spus. Eu am fost mai mult decât apolitic, am fost antipolitic. Am ajuns la concluzia că trebuie să ocupăm niște locuri în comitetele acestea, în bordurile acestea școlare, și unde ne-au depășit liberalii, vă spun eu. Noi ne-am uitat numai la Casa Albă. Conservatorii, republicanii mor după Casa Albă și după Congres. Știți unde și-au început campania ăștia? În bordurile locale, în primăriile de orașe mici. Și când a venit covid unde ne-au secerat și ne-au atacat? Decizii la nivel local. S-a dus săracul Trump la Casa Albă, a țipat de acolo, a, biserica esențială, biserica... Noi a trebuit să ne luptăm în tranșe pe plan local ca să avem bisericile deschise. Pentru că până la ne-au mâncat nelegiuiții. Atenție la comunicarea cu copiii. Și acum vreau să fac o mică paranteză cu privire la lucrul ăsta. Am să vă dau un exemplu, v-am spus că experiențele ne modelează modul de gândire. Eram în liceu, cred că eram în clasa a 9 -a sau a 10 -a. În București a avut loc un val de violuri. A, în cartiere, au fost cartiere unde au fost foarte mulți Golander, bedei din ăștia de stradă, crescus cu cheia la gât, părinți bețivi și nu știa, n-au știut ce să facă. Și au venit în toate liceele, au adunat toți elevii să aibă ședințe preventive. Să ne spună din punct de vedere legal care sunt riscurile, că intri la pușcărie, că te bat, de, te usucă și așa mai departe cum au început ei să vorbească despre lucrul ăsta. Cred că ne-a venit o polițistă, o milițiancă pe vremea aia și ne-au povestit vreo 20-30 de cazuri care s-au întâmplat în ultima vreme. Și ne-au povestit. Eu m-am uitat în stânga și în dreapta și am văzut pe elevii ăia de 15, 16, 17 ani ascultând ce s-a întâmplat în parcul cu tare sau în parcul cu tare sau în parcul cu Credeți că au auzit ceva despre tribunal, despre pușcărie, despre bătaie? Nu. Li s-au umflat vinele aici. Erau de o curiozitate extraordinară. Și am avut posibilitatea să stau de vorbă cu cineva din Comitetul ăla de prezentare și am întrebat, zic, dar voi ați făcut acum ședință de prevenire sau de inițiere? Există pericolul să stai de vorbă cu copilul tău despre lucrurile astea prea devreme, când mintea lui nu este pregătită să asimileze asemenea informații și nu le poate converti în moralitate, le convertește în curiozitate. Mare grijă. De aia e periculos că îi dăm la școală și la 3, ani, la 5 ani le bagă în cap prostiile astea, pentru că. Bine, ei au și agenda să-i incite în direcția asta, să le trezească anumite curiozități de care nu mai scapă toată viața, dar există pericolul să-l ții acasă și să le duci un pic prea devreme despre lucruri de genul ăsta. Iată de ce. În biserică sunt foarte atent atunci când folosesc un limbaj foarte acid, pentru că există termeni teologici consacrați biblic. Mintea noastră gândește în imagini și în concepte, în clișee și în concepte. Ce este un clișeu sau o imagine? Dacă spun scaun, fiecare își imaginează ultimul scaun pe care l-a văzut sau scaunul lui favorit. Dar dacă spun sfințenie, nu vezi nimic. M-aș bucura să mă vedeți pe mine, dar nu, nu cred că sunt mai ar șanse. Uh, uh, păci, ce vedeți? Nu vedeți nimic. Înțelegeți conceptul. Ei, scopul lui Dumnezeu, și când a spus pilde, când a prezentat imagini mici secvențe, a fost să transforme pilda în concepte teologice. Asta a fost scopul Domnului Isus Hristos. Mulți, din păcate, se blochează la imagini. Scopul lui Dumnezeu este ca, pe parcurs ce învățăm scripturile, să dezvoltăm ideologia conceptelor divine despre lume și viață. Ce vreau să spun cu asta? S-ar putea, ați auzit că există moda asta a predicatorilor care spun lucrurile pe șleau. Hai, spuneam spunem lucrurile pe șleau. E, aveți grijă cu lucrurile pe șleau. De ce? Pentru că dacă descriu un act imoral, eu vorbesc împotriva lui, eu îl critic, eu spun că nu e bine, dar dacă descriu prea plastic și într-un mod prea acid, prea lumesc, folosesc un vocabular lumesc și nu duhovnicesc despre anumite lucruri, Fratele sau stora stau pe bancă și diavolul scoate din memoria, din biblioteca memoriei lui, o imagine mizerabilă și o pune în față. Și în timp ce eu critic păcatul, vorbesc împotriva lui, argumentez împotriva lui, vorba dură, lumească, pe care am folosit-o, în loc să-l ajute să înțeleagă conceptul, i-a pus un film urât în față. Și eu nu vreau să trezesc poftele firii pământești, zice o le și crucificațiile nu treziți poftele firii pământești. Iată de ce trebuie să fim foarte atenți chiar la limbajul pe care îl folosim, mai ales când vorbim cu copiii noștri. Deci, atenție la comunicare. Nu vă spun eu, fiecare copil e diferit. Cu un copil poți vorbi la o anumită vârstă, cu alt copil la altă vârstă. Mă iertați că vă spun, eu aveam 15 ani și aproape că nu știam cum se fac copii. Și slavă Domnului, am 10. Ideea asta că trebuie neapărat să învățăm pe copii, că dacă nu știu. Ies în societatea de astăzi, sunt foarte expuși și aproape că ești obligat să faci lucrul ăsta și să pui o contrapunte să contracarezi efectul lumii și să le spui din start cum stau lucrurile, dar cel mai bine ar fi să nu. Le răpim copilăria, le răpim inocența, asta face societatea asta. De asta, dacă puteți și vă puteți permite să nu-i dați în școli publice, să nu-i dați la școală prea devreme. Am avut o conferință la noi în biserică și la un moment dat cineva mi-a pus întrebarea, cum probabil aveți și dumneavoastră întrebări, și întrebarea mi-a spus-o, oh, frate, dar am muncit atâta pentru copiii noștri și vrem să-i dăm la școli și vrea să plece în alt și vrea să cota și mi-a spus, băi, oameni buni, mai bine cresc proști decât derbedei. Mai bine stau în casă cu proști decât cu derbedei. Pentru că să nu aveți impresia că răutatea și imoralitatea se oprește la poarta intelectualilor, a doctorilor, a profesorilor. Ăștia sunt printre cei mai imorali dintre oameni. Ideea de imunizare morală sunt aspecte legate de moralitate care nu sunt indicate înainte de o anumită vârstă. Dacă îi povestești prea mult despre alcool, s-ar putea să-i vină poftă și să fie curios. Curiozitatea este cel mai mare pericol pentru moralitatea omului. Țineți minte, frați și surori, și vă spun și lucrul ăsta aici, că suntem la capitolul familie. Cel mai mare inamic al relației dintre soț și soție și a fidelității în familie nu este faptul că un bărbat se uită la nevasta lui și nu mai iubește, nu este că o femeie se uită la bărbatul ei și nu-l mai iubește. Știți care este cel mai mare inamic al moralității familiei? Curiozitatea. Afli ce fac alții și se pare că tu trăiești o viață de plictiseală în vreme ce alții își trăiesc viața. Că nu le cunoști dramele și nenorocirile. De asta feriți-vă de curiozități păcătoase. Cine sunt cei mai curioși dintre noi? Copii. Dintre toate ușile casei voastre, faceți experimentul ăsta, luați un copil de 3-4-5 ani și lăsați-l să meargă în toate camerele. Nu încuiați ușa, doar scrieți, acces interzis. Și îi spui, ai voie să mergi în toată casa, în camera asta să nu intri uită de toată casa, nici nu se duce în camerele unde are voie. Și stă în fața pomului oprit, exact ca Eva. A mai existat vreun pom în grădină pentru Eva din momentul în care a auzit că nu are voie acolo? Nu. De asta, atenție. Nu trebuie să uităm că este un război spiritual. Și acum, atenție, ce învățați pe copiii voștri să spună la școală? Dacă o să le prezentați o agenda agresivă anti-LGBTQ și se duc la școală, spun, voi vă duceți în iad și voi sunteți păcătoși, s-ar putea să-ți ia copiii. Sunt țări unde-ți ia copiii. Te persecută. Poate că în America nu s-a ajuns chiar acolo, dar nu suntem departe nici noi. Serviciile sociale, pentru motive de moralitate, au luat 5 copii din familia Bodnariu, fără niciun fel de motiv normal, 7 copii din familia Fordui în Germania. Uh, nici o armată înțeleaptă, niciun general înțelept nu pune copiii în prima linie a frontului. Eu nu pot să fac din copiii mei educatori care să se ducă la școală și să țină sus drapelul credinței noastre. Când sunt mici, copiii sunt protejați de război. Marea majoritate a armatelor au mari probleme să dea bombe la nimereală și să omoare copii. Copiii trebuie protejați în acest război. Problema este că armata cealaltă N-are niciun fel de scrupule cu privire la copiii noștri. Ei dau bombe pe metru pătrat și distrug tot. Totuși, mai devreme sau mai târziu vor auzi și vor afla. Și procesul de educare a copiilor noștri îmbracă, trebuie să îmbrace trei forme. Prima formă trebuie să fie o formă activă agresivă, o împotrivire, un atac, o inițiativă de atac împotriva comunității LGBTQ. Noi am purtat prea mult un război defensiv și l-am purtat unde îl purtăm acum, pe teritoriul nostru. În momentul în care am pierdut legile care îi țineau în dulap, în momentul în care am, am pierdut legile care le pedepsea activitatea. Pentru că vreau să vă întreb un lucru. Dacă ți intră un om în armat în casă și vrea să-ți împuște și să-ți omoare copiii, îi aperi sau nu îi aperi? Frați bărbați, e în instinctul vostru să-i apărați. No știu că trebuie să-l iubim pe păcătos, dar păcătosul ăsta vrea să mă nevasta și copiii. Sau so, am să-i spun, hei, hey, după ce îți trag câteva și ești pe targă, te iubesc de mor după tine. Te vizitez la spital și te vizitezi și în pușcărie. și îți predic și Evanghelia, dar deocamdată n-ai să mă omori nevasta și copiii. Ăștia duc un război de agresiune împotriva noastră. Uh, am trecut prin agonia de care vorbea brother Gary aseară când un păstor coleg mi-a spus că două lesbieni ce au intrat la ei în biserică și au defilat prin mijlocul bisericii, au căutat locurile centrale și s-au așezat. Și au stat o jumătate de oră, după care s-au ridicat și s-au plimbat imaginile dezgustătoare din nou prin biserică, s-au așezat mai în față și au ieșit afară. Când am auzit treaba asta, am făcut ședință de comitet și cu corpul pastoral. Am spus, opa, dacă au început să intre în bisericile românești, ce facem cu ei? Dacă vin îmbrăcați normal și vor să asculte cuvântul și scripturile, eu n-am să întreb la ușă, voi sunteți de aia sau de -aia Dar avem sistem de protecție și de securitate la ușă și dacă vor să intre îmbrăcați ca la paradele lor din Dandan, că până la urmă unde ne oprim? Dacă vor să intre în pielea goală în biserică? Îi lăsăm să intre în pielea goală? Îi lăsați să intre în pielea goală? Îi spune, hai poftiți, luați loc aici că vă evangelizăm. Păi ăștia vin cu ciorab roz bărbații, cu dosul gol, cu pieptul gol, cu vin, oribil. Well, îi oprim la ușă și le spunem, vă rugăm să poftiți în camera asta, pastorul vrea să stea de vorbă cu voi. Bine, pastorul și cu bebe. Știți cine e bebe? Nu știți cine e bebe. Vă spun eu cine e bebe. Uh, s-a dus la o biserică în puternicitu. Și când s-a dus la biserică în puternicitul, uh, de la Anvon a început să predice împotriva comuniștilor, a ateilor, care nu cred în Dumnezeu. Și ăsta s-a uitat urât. Și predicatorii au spus, da, domne, și tu, neata, trebuie să te pocăiești. Și ăla a spus, zice, las că te aranjez eu. Pastorul zice, bebe, treci la ușă. Un frate mai cu... Așa s-a dus la ușă. Și ăsta, când s-a uitat, s-a văzut cam singur pe acolo, Și aș vrea să vorbesc cu comitetul. Ăsta spune comitetul, sunt eu și cu bebe. So, uh, îi bagi într-o cameră, foarte politicos, le dai o sticlă cu apă, că probabil îi se usucă gura, și te duci cu bebe în sala de ședințe și spui, cu ce vă putem ajuta noi pe dumneavoastră? Vă putem da o Biblie? Uh, avem robe de botez, dacă vreți să intrați în biserică și să asistați la program, vă dăm o robă de botez care vă stupă de aici până acolo și vă punem, luăm de la niște surori mai în vârstă două baticuri și o să vi se vadă numai ok. Ca să puteți asista la programul nostru. Dar nu intrați voi paradă de oameni nesimțiți și așa să... Defilați prin mijlocul nostru să ne arătați voi. Păi ăla mai program. Ce mai fac frații și surorile în timpul serviciului divin? Ăștia vin în față, cântă, leșinați. Că, ce să mai cânti? Ce să mai predici? Mai... Te, te uiți și zici să strică tot spiritul de închinare. Diavolul vrea să ne provoace în felul ăsta. Nu promovăm violența, dar nici nu suntem ai nimănui încă suntem oameni cu drepturi. Dacă stăm împotriva guvernului, nu o să intre câțiva stricați din ăștia să ne facă paradă pe holul bisericii. Iată, dar o educare activă, o împotrivire, o inițiativă de a ataca noi pe ei pe teritoriul lor și a le spune treceți înapoi în dulap! Înapoi în dulap! Mă când dulap să sufocă. N-au pepinieră de recrutare. Asta îi doare pe ei în dulap. În dulap trebuie să, 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 uite, să. Ah, e greu de recrutat în dulap. Și atunci vor să iasă din dulap. Și unde merg? Unde sunt copii. Și unde sunt oameni vulnerabili o educare proactivă înainte de a se întâmpla. V-am spus, aici avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt, de a ne cunoaște bine copiii, de a comunica cu copiii, de a identifica acel moment optim când trebuie să vorbești cu copilul tău. Asta mă duce la un mod de educare tentativă. Ce înseamnă asta? Funcție de circumstanțe și reacții. De asta trebuie să ai o comunicare permanentă cu copiii tăi, să afli ce se petrece în viața lor, pe cine au întâlnit, unde au întâlnit, cine ce le-a zis. Și trebuie să deschizi un canal de comunicare onest și direct cu copiii tăi, să aibă curaj să spună orice. Nu au -am aminte că au venit fetele noastre odată și ne-au spus uh, suntem obligate să mergem mâine la ora 7 seara în auditoriumul de la high school. Aveam patru odată în high school. În fiecare clasă câte una, uh, și vine un mare prezentator, e homosexual și vrea să ne educe cu, probleme, cu privire la problemele homosexualității. Am dat imediat telefon la mai mulți părinți, am sunat pe principal și am zis așa, aș prefera să anulezi această întâlnire, dar în cel mai. Rău caz. Măcar să dai libertate studenților să nu participe. Că i-a obligat, că le dă grades, le dă puncte. Cu Chiuhuaie au acceptat treaba asta și au făcut la momentul respectiv că cu un scandal mare, am dat telefoane imediat, am trimis mesaje peste tot. Uh, au ținut... Uh, sesiunea respectivă cu probabil un sfert din auditoriu, într-o școală de 4.000 de elevi, de studenți. Acum nu s-ar mai putea întâmpla lucrul ăsta. Acum nu s-ar mai putea întâmpla lucrul ăsta. La același high school au zi de celebrare a comunității LGBTQ când toți studenții se îmbracă în tot felul de tricouri, multicolore și așa mai departe. Aici trebuie să fac o paranteză ca să nu uit să spun treaba asta. Chestia cu curcubeul. Au furat-o. They hijacked. It. Curcubeul este un legământ, este simbolul unui legământ divin, că Dumnezeu nu va mai pedepsi. Lumea prin apă. Ei, când și-au ales acest simbol, l-au ales într-un mod fatal. Pentru că același curcubeu care spune că Dumnezeu nu va mai judeca lumea prin apă, spune că următoarea dată Dumnezeu va judeca lumea prin foc. Nu fugiți de curcubeu, numai să specificați ce înseamnă. Asta e simbolul faptului că lumea va, și comunitățile astea destricați vor fi judecate prin focul veșnic. Care este motivul pentru care copiii noștri sunt vulnerabili? Mai întâi nevoia de a aparține. Copiilor noștri nu le place să fie singuri într-un colectiv. Și când marea majoritate îmi povestea o fetiță de la Sandescul de la noi, că au făcut MAC elections în clasă. Și ea a fost singura care a votat pentru Trump. Restul toți au votat pentru Biden. Și zic, și cum te-ai simțit? S-a uitat la mine și zice, ala La copii nu le place să fie singuri. Le place să aparțină. Mai mult vor să fie acceptați. Vor să fie interesanți vor să fie normal și li s-a pus în vedere că dacă nu sunt de acord cu această agendă, sunt anormali. Au nevoie de relevanță și ei vor fi marginalizați. Aș vrea să vă spun cum lucrează demonii în viața oamenilor. Sunt trei Moduri de atac a ființei umane, prin influență, prin obsesie și prin posesiune. Astea sunt cele trei moduri prin care demonii atacă ființa umană. Prin influență, vă aduceți aminte ce spune Biblia că satana l-a atâțat pe David să facă numărătoarea poporului? Și n-a făcut-o după scripturi? A păcătuit înaintea lui Dumnezeu datorită unei influențe demonice. O influență demonică te poate face să păcătuiești dacă nu ești atent. Și noi suntem ființe influențabile și vulnerabile la influențe. Ce înseamnă obsesie? Dacă influența lucrează prin manipulare și prin intimidare uneori, obsesia înseamnă orice pom la care te uiți preinsistent. Vorbeam mai devreme de Eva. Iată de ce, dragii mei, trebuie să fim extrem de atenți, chiar noi, adulții. Pentru că s-ar putea, dacă nu reușesc să ne captureze prin influență, să creeze obsesii în viața noastră, Saul a fost un om în toată firea. Când nu l-a ascultat pe Dumnezeu și și-a deschis viața către cel rău, venea un Duh rău care îl chinuia. Obsesii, după care urmează posedare. Eu cred că păcatul acesta al homosexualității este o formă de posedare demonică, nu o posedare de aia ca la îndrăgitul din gadara care îl făcea să își facă rău, să rupă, să așa, ci... Care îl face un blestem pentru lumea asta. Vă rog să observați: în Romanul 1, Biblia spune că Dumnezeu, pentru că nu l-au ascultat, i-a lăsat în voia pornirilor lor. Știți ce înseamnă voie? Control. Când acele porniri stricate au ajuns să le controleze Ființa, trupurile și își necinstesc trupurile, schimbă întrebuințarea femeii, se duc bărbat cu bărbat și mai departe. Ce sunt lucrurile astea? O formă de control, de posedare a trupului. Și mai mult, pedeapsa au primit-o în trupurile lor, pentru că orice acțiune este însoțită de consecințe. Bolile incurabile specifice acestei comunități sunt blesteme de ordin divin împotriva acestui stil de viață. Lucrurile astea trebuiesc înțelese. Câteva lucruri practice despre educarea copiilor. Mai întâi exemplul personal. Frați și surori. Știu că toți vreți să aveți copii buni. Cea mai înaltă formă de educare a copiilor noștri este exemplul personal. Ca tată, cea mai mare încununare a vieții tale este atunci când fata ta întreabă pe soția ta cum l-ai găsit pe tata. Unde aș putea să găsesc și eu un om ca tata? Loial, harnic, muncitor, om de treabă. Exemplul personal este foarte important. De asta, înainte de a vorbi de comunitatea LGBTQ, ex, câte litere mai vor să adauge, eu vă rog frumos, țineți-vă de biserică, veniți la toate serviciile bisericii, veniți de vreme la biserică, implicați-vă în lucrarea Domnului, prin ceea ce Dumnezeu v-a chemat să faceți, aduceți-vă copiii la biserică, învățați-i, stați cu ei, trăim într-o societate orientată către distracții. Și părinții au devenit obsedați de distracție. Ei vor să se distreze. Distracția ta trebuie să fie bărbatul tău, nevasta ta și copiii voștri. Aia e cea mai înaltă formă de entertainment. Când îți scapă răcălcâiele, să te duci și să fii undeva departe de casa și de familia ta. Cu alte preocupări, cu alte vicii, cu alte obsesii, cu alte hobby -uri îți vei neglija. Și așa nu avem mult timp, mai, oameni buni. Și așa munciți până când vi se rup oasele. Și un pic de timp liber când îl ai, da, domnule, trebuie să mă relaxez. Iați copilul în brațe și învață legea lui Dumnezeu. Dă exemplu unei, unui om ei femei de integritate. Nu te apuca să bârfești în familie, că n-ai timp să bârfești pe alții. Ocupă-te de sufletul copilului tău. Nu sta pe telefoane cu prietenele, să povestești ce seluri au apărut și unde se găsește și ce. Și cu băieții, cine a câștigat meciul cu tare și cine a făcut și cine. A... Să mă iertați, fraților, dar sunt unii care au obsesii teribile ale videogame Joacă videogame cu copilul tău nas la nas, nu la internet. Interacționează cu copilul tău, nu îți pierde timpul în lumea asta imaginară, care nu face altceva decât să-ți irosească viața. Exemplul personal. Înainte să-ți duci copiii, informează-te. Uite, dacă sunt oameni de specialitate, cum este fratele, te doamne, punei două, trei întrebări. Aduceți, i pun și nu numai la conferințe din asta, două ore au fost, s-au dus, s-au terminat. În mod constant, în bisericile noastre ar trebui să existe șapuri de informare, ce se mai întâmplă. Folosiți, frați păstori, amvonul bisericii să informați poporul cu privire la ceea ce se întâmplă. I know, nici more, mor, nu suport să folosesc amvonul uh, și nu-l folosesc pentru treburi de business, pentru reclame, pentru una pentru alta, nu mă interesează. Dar astea nu sunt reclame, astea sunt lucruri spirituale, atacuri spirituale pe care trebuie să le contracarăm și avem nevoie să chiar să informăm pe oameni. Uite mă ce lege s-a dat. Implicați biserica prin rugăciuni împotriva acestor oameni, împotriva acestor legi. Urmărește în copiii tăi anumite inclinații, pentru că dacă vei observa cum se poartă, cum vorbesc și ce fac sau ce nu fac, îți vei da seama de anumite mușcători de șarpe. Nu folosi violență fizică și nici verbală împotriva lor. Le va împietrei inima. trage-l de limbă. Dacă ai o relație bună cu copilul tău și ai o interacțiune bună cu copilul tău, trage-l de limbă. Vezi ce, cine, când, cum, unde. Pentru că s-ar putea să ai de face cu un caz de pedofilie. Asta este singura ramură unde îi mai putem prinde peștea și să le sucem gâtul cazuri de pedofilie. Atât. Scoate-l imediat din acel mediu. Dacă trebuie să te muți la capătul pământului, să scoți copilul tău dintr-un anumit mediu, du-te repede. Scoate copilul tău din mediu alterat unde a început să dezvolte anumite înclinații nepotrivite. Cu brutalitate, adică nu mă refer cu violență, dar rupel de acolo într-o singură zi. De azi înainte numai, l-ai scos din școală, l-ai scos din mediul respectiv, l-ai scos din colectivul respectiv, din echipa respectivă. Tot, ai terminat tot, complet. Câtă vreme mai poți. L-ai luat în cârcă, ți-ai suit casa în ven și șt, la capătul pământ, în munți te duci dacă trebuie. Trimite-l la bunica la sat, în România. Țină-l acolo. Cinci ani. Reeducă-l cu răbdare, investește timp, stai de vorbă cu el și dacă nu te simți competent, cere ajutor de la oameni care te pot ajuta cu reeducarea copiilor tăi. Unul din lucrurile pe care trebuie să le dezvoltăm în bisericile noastre sunt centre de consiliere de specialitate. Fraților, dacă l-aveți pe fratele aici care se pricepe din punct de vedere medical, vedeți, conectați-vă, aduceți oameni, mai sunt oameni creștini de specialitate care îți pot face o consiliere de specialitate. Folosiți oamenii ăștia în cazuri practice. Folosiți-vă de ei. Știu, bă, românilor, știu că vreți să vă ascunde, să nu vă știe nimeni cratița și o grada. Știu! Dar aici e vorba de viață și de moarte. Aici e vorba de viitorul veșnic al copiilor tăi. Nu mai contează cine știe și ce știe. Vină în fața bisericii, fraților, rugați-vă pentru prăpăditul ăsta mic, că am necazuri cu el. De-aia suntem o familie. De ce să ne mai facem spectacol în fiecare duminică? Pentru ce? Atenție la accesul media și internet al copiilor limitațiile și controlațiile, monitorizațiile. Și aici vreau să spun un lucru. Când erau copii mici, le-am spus, ia, ia, veniți toate aici încoace. Toate zece. În scara magarului. Așa. De la cea mai mare până la cea mai mică. În casa asta nu există privacy. Dacă vrei să te schimbi, să te îmbraci, în cui ușa, 3 minute, 5 minute, în rest, ușa ta e deschisă. Nu știu că am bun simț, ciocan la ușă. Când îți cer telefonul, am fete în casă de 25 de 26 de ani. Dacă mă duci să vin, ia dăm telefonul. trebuie să știu toate pascodurile. Nimeni nu îndrăzește. În casa mea sunt rege. Nimeni în casa mea nu mi spune că, nu mă că, e privacy. Nu există privacy. Nu există privacy la computere, nu există privacy la celulare și mai ales când vorbesc de un copil, de un chichinez din ăsta de 10 ani, el are privacy, băi. Ce privacy, bă? Pune mâna pe telefonul lui și spune, ia vă telefonul. Ce, na, you don't trust me? No, I don't trust you. Or, yes, I trust you, but I have to verify Iată-mi telefonul. Cu cine a vorbit? Ce texte? Despre ce? Și acum e foarte dureros ce vă voi spune. Și de aia puțin uh, înfășor medicamentul amar în dulceață. Post și rugăciune toată viața pentru copii. Post și rugăciune, post și rugăciune, post și rugăciune. Când sunt cuminți, post și rugăciune când sunt răi, post și rugăciune când își revin, post și rugăciune când s-au însurat și s-au măritat, post și rugăciune, post și rugăciune. Dar, la un moment dat, trebuie să și asumăm anumite pierderi. Și trebuie să le asumăm cu simț de responsabilitate. Pe de-o parte, încercând să recuperăm pe cei pierduți, dar nu contaminând mediul. Pentru că voi veți zice, uh, mi-aduc aminte că am avut probleme cu o familie, uh, băiatul se droga. Și cânta în fanfară. Și am chemat și am spus, te rog frumos să nu mai cânți în fanfară. Și mai mult decât atât, te rog frumos să te duci să stai la balcon, să te văd la toate programele bisericii și să vii de două ori pe săptămână la consiliere. Părinții, părinți, ce să le faci? Au ridicat frumușel mânuța, însă ok, ieși dumneata puțin afară, stau de vorbă cu părinții. O frate, dați mai mari șanse să-și revină dacă continuă să cântem fanfară cu băieții. Și am spus, bă, oameni buni, mă doare de el și vreau să-l recuperez. Dar vreau să fiu atent să nu contaminez încă 10 pe lângă el. Că el nu e în faza de pocăință. Lui pare rău că a fost prins, el continuă să se drogheze. Știți ce face un drogat? Vrea să mai aibă trei drogați pe lângă el. Știți ce face un bețiv? Vrea să mai aibă trei bețivi pe lângă el. Știi ce face un homosexual? Vrea să aibă trei homosexuali lângă el. Și înainte să-l recuperez pe ăla, trebuie să fiu atent să nu-i pierd și pe alții. Vă dau pasaj biblic. E într-un alt context, dar principiile sunt interschimbabile în Scripturi. Ia ascultați ce spune în 1 Corinei 7 15. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Deci e o despărțire pe care Biblia o acceptă. Dar ascultați aici, 1 Corinei 7 cu 16. Căci ce știi tu nevastă dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu bărbate dacă îți vei mântui nevastă? În contextul nostru, oricât de multă consiliere am investit în cineva și oricât de mult ne-am luptat, și inclusiv în post și în rugăciune, Fratele să mă contrazică dacă n-am dreptate cu statisticile. Marea majoritate a comunității LGBTQ nu se vor recupera niciodată. Ca biserică ne bucurăm de un singur suflet care este recuperat. Și ca biserica lui Dumnezeu proclamăm puterea lui Dumnezeu de a transforma oameni din cea mai adâncă prăpastie a păcatului. Și lupta noastră trebuie să se întâmple așa ceva. Dar trebuie să fim și realiști și să ne asumăm pierderi. Iată de ce am foarte mare grijă atunci când vin predicatori care își prezintă mărturia. Ce spun? Eu am fost alcoolic. Eu am fumat. Eu am curvit. Eu am fost un stricat. Eu am fost un depravat. Eu m-am drogat. Și uite că sunt păstor, sunt predicator. Este o imagine falsă care se prezintă acolo. Imaginea reală este că Dumnezeu salvează astfel de oameni. Transformă astfel de oameni. Dar pentru o excepție de genul ăsta. 99 își rup gâtul în lume. Și nu se întorc niciodată, nu mai ajung nici pocăiți, dar pastori sau predicatori. Și tinerii noștri stau, sunt fermecați de asemenea modele, că vine Georgel în față și el zice, eu m-am pocăit la șapte ani, cum a spus Brother Gary aseară. Brother Gary, you are boring. You don't have a witness, sir. We don't want to listen to you. Was that seven years old? I never drank, I never smoked, I never, I never did anything bad. You know what? These are the witnesses that we need here. Because before we redeem people that are lost, let's not lose people that are redeemed. <laughs> Și v-am spus că mințile copiilor voștri sunt foarte sensibile, și ei vin și se uită la uh, o pincară la care umblă de acolo, uh, spune, oh, eu am fost din ăsta, să vedeți ce rău am fost, să vedeți ce pramat, am fost, să vedeți ce cu tare am fost și acum sunt băstor. Și copilul zice, uh, „Curiozitatea din el. Mm, să poate? Și eu trebuie să-i spun, nu se poate. și mai încet cu mărturiile astea, ăștia să se ducă în stradă unde sunt aia pierduți, drogați, la aia să le spună, băi eu am fost ca tine și uite sunt în biserică. Nu la copiii pocăiților care n-au făcut prostii, să-i învețe că se pot duce în lume să facă prostii, să întorc și ești viitorul păstor al bisericii. Aici avem nevoie de mărturia a oamenilor care au trăit toată viața în sfințenie. Oh. Auziți, ce spune în proverbe 22 cu 5. Spin și curse sunt pe calea omului stricat. cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Știți în ce context Domnul îi spune lui Avram în Geneza 18 cu 18? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească, are să poruncească, are să poruncească. Nu o să-i roage frumos. Fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Versetul 20, și Domnul a zis, în ce context vorbește cu Avram? Strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi coboră acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa voi ști. În contextul ăsta îi spune lui Avram, își va crește copiii și le va porunci. Mai vreau să dau un verset, un sfat pentru noi, dar încă o dată, trimiteți soldații bine pregătiți la recuperarea acestor oameni. În prima linie stau numai oamenii blindați și și ăia cu tot echipamentul de protecție necesar. Pentru că Biblia spune, când îl ajuți pe altul, ăla ai grijă să nu castul. M-a întrebat cineva odată, cum faci consiliere cu persoanele care păcătuiesc? De două ori. Prima dată își mărturisește păcatul, fără detalii, că n-am nevoie decât de titlu, nu trebuie detaliile, și dau rețeta de pocăință. Dacă nu ascult, a doua oară ne întâlnim să excludem. Pentru că a doua oară ce îi spun? Ce i-am spus și prima dată? Unii vin ca să ne slăbească rezistența și doară că doară să tolerăm. Să... Nu, domne, ți-am dat o rețetă să te pocăiești. Vreau să văd că te pocăiești. Dacă n-ai ascultat prima dată, a doua oară te pun sub disciplină. Până când vii și spui, mă supun. Ce scoșul tău de gunoi să vii toată ziua, bună ziua, am mai făcut-o și pe aia, am mai făcut-o între timp, am mai făcut-o și pe aia, și pe Consilierele astea slăbesc rezistența morală chiar a slujitorilor lui Dumnezeu. Mulți ajung să cadă în păcat nu pentru că au avut intenția și nu pentru că au avut o natură păcătoasă, ci pentru că s-au expus prea mult la asemenea povești, repetate toată ziua, bună ziua, fără ca omul să pocăiască. Nu mai a venit și a mai deșertat, ai devenit tomberon de gunoi. Și dacă gunoi intră toată ziua bună ziua, până la urmă miroase urât. Pocăința este o chestiune care trebuie să se întâmple. Dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Deci nu, tu nu poți și să te pocăiești și nu te pocăiești. Că am creat chestia asta cu... Uh, revolving door, care intră la altar, se pocăiesc, ies în lume, păcătuiesc, intră la altar, ies în lume, toată ziua, bună ziua, zice Biblia că învață și nu mai știu niciodată. Ajung la capătul învățătorii. Ascultați ce spune cuvântul Lui Dumnezeu despre asta. Iuda, versetul 22 și 23. Mustrați pe cei ce se despar de voi, să știți că putem folosi și mustrarea. Mustrarea e parte din iubire. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. Ce înseamnă asta? La granița dintre Rai și Iad. Deci, trebuie să te duci atât de departe încât aproape să se simtă flăcările și căldura focului. De acolo poți să mai smulgi câte unul. De alții, iarăși, fie vă milă cu frică. Urând până și cămașa mânjită de carne. Asta însemnând, având grijă să nu te atingi de păcatul lor, de stilul lor de viață. Știți că oamenii pot fi mântuiți vorbindu-le fără să te atingi de păcatul lor fără să te duci neapărat în locurile lor de desfrâu. Biblia zice că nu trebuie să alergăm la același potop de desfrâu cu ei. Mare grijă! Pentru ca să nu te pârlești. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană, plin de bucurie înaintea slavei sale. Și îi dă laude lui Dumnezeu. Și acum mai spun un singur lucru și mă opresc. Vreau să vă spun care este diferența dintre Dumnezeu și diavolul. Ca să știți cu cine ne bate. Avem un Dumnezeu atât de bun, că dacă o oaie se rătăcește, lasă 99 și fuge după ea să o aducă înapoi în turmă. Vă aduceți aminte de istoria lui Iov? Dumnezeu are un om neprihănit pe pământ. Avem de luptat împotriva unui diavol care, dacă tot pământul slujește, până mai e un neprihănit, n-are pace și liniște până nu-l distruge și păla. Până nu-l compromite și păla. Însă, având un Dumnezeu așa de bun, care e mai mare decât un diavol atât de rău, trebuie să ne bazăm pe Dumnezeu în lupta pe care o ducem, să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Să nu ne îngrijorăm ce vom zice și cum vom răspunde pentru că Dumnezeu ne va da lumină chiar în ceasul acela? Să nu ne frică, fie frică de consecințe dacă trebuie să ne pierdem servicii, dacă trebuie din timp să ne gândim să ne ducem să lucrăm în altă parte, dacă biserica, și trebuie biserica, să se ocupe de oamenii care vor suferi pentru credință, ca așa zice Biblia, ați suferit răpirea averilor voastre ca să veniți în ajutorul Sfinților care au fost în nevoie. Salariul ăla al tău mare de tot va trebui să-l împarți în cinci ca să dai la patru care și-au pierdut serviciu pentru că au ținut adevărul Evangheliei în picioare. Ai înțeles? Ne asumăm aceste riscuri. Dar în același timp nu cedăm nici un milimetru, nici un inci forțelor întunericului, care vor să ne intimideze și care vor să ne distrugă. Nu vreau să apar ca un om dur, că nu sunt. Când stai în casă cu 11 surori, n-ai cum să fii foarte dur, decât din când în când. Decât din când în când. Dar aici nu este vremea când stăm în Pluton, în șir, cu scuturile și cu săbile și batem și încercăm să-i speriem pe alții, că batem noi tare cu săbile în scuturi. Aia e înainte de război. Suntem pe front și este un război spiritual de proporții cosmice. Pentru că adevărata bătălie se dă în locurile cerești. Și singura noastră armă este Cuvântul. A fost la început și a rămas până astăzi arma noastră. Cuvântul nostru trebuie să fie clar, trebuie să fie ferm, trebuie să fie complet, trebuie să ofere și șansă, și dragoste, dar și judecată și adevăr cu privire la sfârșitul veșnic al celor care nu se pocăiesc. Cuvântul nostru trebuie să fie echilibrat. Dar răspunsul nostru trebuie să fie întotdeauna că ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni și ne protejăm copiii chiar cu prețul vieții noastre. Să bine binecuvântați!